deputat Șoptic. Mulțumesc pentru că m-ați invitat la Botoșani pentru a avea ocazia să văd nu doar anumite investiții finanțate din Fondul pentru Mediul, lucru de care nu pot decât să mă bucur, dar pentru oportunitatea de a discuta cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale alături de doamnele și domnii primari din județul Botoșani, alături de domnul prefect și de Consiliul Județean, am interacționat cu primarii, am plecat cu foarte lungă listă de sarcini pe care le-am primit de la aceștia pentru a le gestiona începând cu ziua de mâine, pentru că până la urmă eu cred că acesta este rolul guvernului, acesta este rolul miniștrilor, ca dincolo de activitatea specifică de birou, să putem să coborâm în rândul comunităților locale și să vedem exact lucrurile cu care aceștia se confruntă pentru a putea lua cele mai bune decizii. Așa că mă bucur să mă aflu astăzi în județul Botoșani. Este un județ nu departe de județul Bacău, de unde vin eu, și am constatat că problemele cu care se confruntă cetățenii județului sunt foarte asemănătoare cu cele cu care se confruntă și cetățenii județului Bacău, despre care vorbeam mai devreme, respectiv investițiile primarilor în eficientizarea energetică a clădirilor publice, iluminatul public stradal, investițiile în apă canal și această problemă asemănătoare cu una pe care o avem și noi în Bacău, respectiv alimentarea cu apă potabilă a unei părți însemnate a județului. Și aici, anticipând și faptul că mă veți întreba și dumneavoastră în legătură cu acest subiect, barajul de la vârful câmpului reprezintă o prioritate pentru Ministerul Mediului, nu doar în ceea ce înseamnă deblocarea procedurilor care țin de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate sau de Administrația Bazinală SIRET, dar mai ales în legătură cu identificarea unor soluții concrete pentru finanțarea restului de executat acestor lucrări. Când mai avem de executat 15%, 10 sau 20, probabil că în urma actualizării studiilor de teren, proiectelor tehnice, restului de executat, vom avea și această cifră. Importantă este decizia pe care am luat-o alături de colegii mei astăzi aici la Botoșani, respectiv aceea de a institui un grup de lucru care va avea exact această sarcină. Nu doar să evalueze stadiul, dar să propună foarte rapid niște soluții pentru ca locuitorii județului Botoșani să poată beneficia de această investiție foarte importantă. N-aș mai intra în foarte multe detalii legate de întâlnirea de astăzi, ci stau mai curând la dispoziția dumneavoastră dacă aveți întrebări. Dacă îmi permite.